Bună ziua, stimați prieteni! Iată, am ajuns încet, încet la cea de 100 ediție analizelor economice. 2 ani în urmă am început, împreună cu Prevescu și Viitorul. Acum, da, plin aceste 100 am mai avut câteva ediții speciale, dar oricum sunt 100 de ediții de analize economice. Astăzi am decis să discutăm despre relația noastră cu Uniunea Europeană, și anume relația economică. Vom avea o manifestație, presupun că destul de mare, în centrul Chișinăului. Pe data de 1 iunie, în Republica Moldova, se va întâmpla un eveniment fără precedent. Cred că dacă vorbeam de 10 ani în urmă despre acest lucru, nimeni nu credea că e posibil să vină toți conducătorii Europei la Chișinău. Iată că trebuie să vină. Și atunci apare firească întrebare: care este relația noastră cu Uniunea Europeană? Cine mai leagă de CSI? Acum toată lumea întreabă, mai avem noi ceva cu CSI-ul sau nu mai avem? Am zis, haideți să discutăm. Dacă să vorbim la modul serios, că să începem cu CSI-ul, apoi să ne întoarcem la Uniunea Europeană, din păcate, din fericire, cum vreți, cam trebuie să le contrapui una cu alta, plecăm dintr-o direcție, mergem în alta. Față de CSI, sunt 3 elemente care ni legau, ni leagă și până acum mai avem ceva. Una este economic, 2 este emoțional, nu știu din ce cauză mai este asta, și 3 este politic. Hai să începem cu economic. Economic, și voi arăta astăzi, noi deja de CSI, să zicem așa, cam le-am spus papa la revedere, vom mai discuta nume cine mai leagă de CSI. Cert este că în prezent partenerul cel mai mare a Republicii Moldova este Uniunea Europeană. Iar când vorbim de Uniunea Europeană în relația cu Moldova, de fapt avem în vedere în primul rând România. Despre aceasta vom vorbi mai detaliat. Al doilea lucru este emoțional. Da, sunt lume care încă cumva să mă leagă ce să e emoțional, dar cred că aceasta este mai degrabă o ficțiune decât o realitate. Sunt niște fantezii și niște istorii care n-au nimic cu realitatea. Și cel mai clar exemplu l-am dat recent într-o analiză economică, unde am arătat că avem 115.000 de cetățeni care oficial se odihnesc cu Uniunea Europeană, la ei se mai adaugă încă vreo 400.000 neoficial anual, iar în CSI oficial avem mai puțin de 400 de oameni. Răspunsul meu celor care mi-au emoții și așa sentimente față în CSI este următoare: măi, măcar mergi acolo la odihnă. Nu știu din ce cauză îți vor în CSI, dar să odihnesc cu Uniunea Europeană. Și trebuie este politic. Politic, într-adevăr, noi am fost influențați puternic, deoarece resursele energetice, export produselor alimentare, de multe ori era legat de politică. Acum noi, scăpând cumva de resurse energetice, scăpând cumva de produse alimentare, factorul politic tot ce-a pierdut practic influența. Dar haideți să vorbim acum detalat la Uniunea Europeană. Anul acesta, în valoare anuală, comerțul nostru cu Uniunea Europeană a atins 7,1 miliarde de dolari. Deci volumul relațiilor economice dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în prezent este la 7,1 miliarde de dolari, dintre care 4,6 miliarde sunt importurile care le facem la Uniunea Europeană, 2,5 miliarde sunt exporturile făcute de Republica Moldova în Uniunea Europeană. Deci acest 7,1 miliarde de dolari este jumătate din toată relația noastră comercială externă. De fapt, Republica Moldova, activitatea sa economică externă, care cifrează în prezent în jur la 14 miliarde de dolari importuri și exporturi, jumătate din toată relația noastră economică este cu Uniunea Europeană. Dacă observați, la noi am mers destul de bine până în 2018, apoi a urmat 2019-2020 pandemia, unde am avut o scădere, dar nu doar cu Uniunea Europeană, dar absolut cu toți partenerii comerciali. Apoi vine 21-22, 23, o creștere cel mai tare 21-22, și această creștere a fost cauzată de 2 factori. Primul a fost roada fără precedent care am avut-o în 2021, ceea ce a animat puternic exporturile noastre, și 2 este un factor negativ. Este un factor neplăcut, este războiul din Ucraina, care oricum a animat comerțul nostru. În ce sens zic negativ? Este o dramă ceea ce se întâmplă în Ucraina, dar lucrul acesta s-a reflectat în comerțul nostru, deoarece foarte multe bunuri ucrainești noi le-am importat și le-am exportat apoi noi. Foarte multe lucruri de care au nevoie Ucraina, noi le-am importat din Uniunea Europeană, în România mare parte, și le-am exportat în Ucraina. Din acest motiv, factorul fundamental. Și aici vreau să fac o mică așa paranteză ca să înțelegem care a fost relația noastră comercială cu Uniunea Europeană pe toată perioada. Deci, până în anul 2005-2006, comerțul cu noi cu Uniunea Europeană era relativ așa slab.
Prima lovitură care a primit-o Moldova puternică a fost în 2006, legată de interdicția exporturilor de vinuri. Și atunci noi am început să înțelegem că trebuie să mergem pe piața europeană. Atunci România ne-a salvat, procurând practic toate stocurile noastre de vinuri. Apoi a urmat o fază, să zicem, mai liniștită între România, Uniunea Europeană și NATO. Și în România, în perioada aceasta, au cele mai mari investiții, iar noi am fost, niciodată n-am vorbit de aceasta, am fost beneficiari acestor investiții, Republica Moldova, toată industria automotivă, care nu a existat în Moldova, mai târziu voi da cifrele, de fapt a apărut ca o extensiune a ceea ce s-a investit în România, ceea ce s-a extins în România, și atunci noi am avut o a doilea intensificare a relațiilor cu Uniunea Europeană legată de investițiile care au fost în România și au extins în Republica Moldova. A treia etapă vine după 2014, când noi, după ce am semnat acord de asociere cu Uniunea Europeană, Rusia iar ne-a impus interdicții și comerțul cu Rusia a scăzut practic de 3 ori și noi iarăși mai tare ne-am apropiat de Uniunea Europeană. Veți râde, dar cel mai tare cine ne apropie de Uniunea Europeană a fost Putin. Deci el, prin toate loviturile care le-a dat Republica Moldova, de fapt ne-a băgat mintea în cap și noi încet, încet ne-am apropiat de Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la capitolul exporturi, vedeți că Republica Moldova, observați, după 2014 avem o creștere bruscă, am avut după 2010 o creștere, deci prima a fost automotive, doi interdicții de export a producției agricole și 3 2021-2022 observăm că avem o creștere fără precedent, practic, și este legată, după cum am mai spus, de roada extrem de bună care am avut-o în 2021 și războiul din Ucraina, care tot a animat comerțul nostru cu Uniunea Europeană. Care este totuși ponderea comerțului nostru? Și aici le-am grupat CSI-ul vis-a-vis de comparativ cu Uniunea Europeană. Între CSI și Uniunea Europeană. Am luat media pe 5 ani de zile. Deci în perioada de 96 până în 2000, evident, partenerul nostru de bază comercială era CSI-ul, care ținea 63% din tot exportul nostru, media anuală. Uniunea Europeană era cu 30%, de două ori mai puțin. Alte țări, practic, nu contau. Eram împărțiți între CSI și mai puțin Uniunea Europeană. După aceasta, în perioada 2001-2005, avem 37% Uniunea Europeană, 54% CSI. Începe scadă CSI-ul. După criza de 98, noi, practic, am înțeles că în CSI, cum să spun, e bine, dar nu chiar bine. După asta urmează 2006-2010, Uniunea Europeană crește până la 50%, CSI-ul scade la 40%. Urmează 2011-2015, Uniunea Europeană 51%, CSI-ul 35%. 2016-2020, Uniunea Europeană ajunge la 67%, CSI-ul scade până la 14,38%. Și aici trebuie să aduc o mică rectificare, cei care vor verifica datele statistice. La statistică dumneavoastră veți vedea, CSI-ul este inclus și Ucraina. Eu, începând cu 2018, am exclus Ucraina din CSI din simplu motiv că Ucraina nu mai face parte din CSI. Deci, când veți vedea cifre foarte mari legate de CSI, să știți că este inclus datele din Ucraina. Excludeți Ucraina și atunci veți obține CSI-ul. În prezent, Uniunea Europeană este 60%, iar CSI-ul, pentru prima dată, a scăzut sub 10%. Deci, tot comerțul nostru cu CSI-ul este de 7 ori mai mic decât cu Uniunea Europeană. De ce acum avem o mică scădere în Uniunea Europeană? După mine, cifra corectă ar fi să fie undeva de în jur de 60% Uniunea Europeană. Din ce cauză? Din simplu motiv că noi trebuie să ne diversificăm și piețe. Și la noi Uniunea Europeană a scăzut puțin din simplu motiv că războiul din Ucraina a dus la o intensificare a comerțului cu Ucraina și a crescut puternic cota Ucrainei în comerțul nostru. Și doi, producția agricolă pe care noi am exportat-o foarte mult, a mers și Uniunea Europeană, a mers și în alte țări, cum ar fi Turcia, și la noi foarte puternic s-a dezvoltat comerțul cu alte țări. Din acest motiv, după mine, rezultatul de 50-60% comerț cu Uniunea Europeană este unul foarte bun, noi trebuie să avem și alte țări din lume. Dacă ne uităm aici la exporturile pe care le are Republica Moldova, observăm că în prezent exportul Uniunii Europeane sunt de 2,5 miliarde dolari, exporturile în CSI sunt de 310 milioane de dolari, deci au ajuns la minimul din asta valoare anuală. Cred că în acest an vom avea cel mai mic volum de export
în CSI din CEPS în ultimii vreo 10-15 ani de zile. Practic CSI a dispărut. Și alte țări, avem 1,54 miliarde, să nu uităm că aici cea mai mare parte este Ucraina, care până ce este plus la bloc cu alte țări. Dar când și Ucraina, Uniunea Europeană, atunci noi practic comerțul nostru cu Uniunea Europeană este cel mai mare. Ce am exportat noi 10 ani în urmă în Uniunea Europeană, ce exportăm acum? Deci am luat anul 2021, deoarece anul 2022 foarte puternic a influențat comerțul nostru de război din Ucraina. La noi domină în prezent produsele petroliere, domină produsele agricole excesiv de mult, care cumva nu reflectă exportul nostru real. De ce am luat 2021-2011? Deoarece cel mai bine se reflectă. Atunci noi exportam cel mai mult textile, producția vegetală, ce vorbim de cereale, tot ce este legat cu producții agricole, mașini și aparate, echipamente electrice, tot atunci erau deschis câteva zone economice libere, produse alimentare, grăsimi și uleiuri, de fapt vegetale și animaliere, și apoi alte produse. În prezent, dacă observăm, prima ce s-a întâmplat, cu verde cel mai mult a crescut mașini și echipamente, 28% din tot ce exportăm noi în Uniunea Europeană, sunt de fapt rezultatul muncii în zonele economice libere și rezultatul investițiilor din ultimii 10 ani de zile. Produsele vegetale au rămas practic la același nivel, nu s-a schimbat, textile au scăzut ca loc în exportul nostru, ca volum au crescut, produsele alimentare au rămas la fel, mobil a crescut, deci eu, sincer spun, credeam că știu toate lucrurile, știam că industria mobilă la noi cumva este într-o zonă bună, dar acum m-a uimit chestiunea aceasta, că toți care mă întreabă de ce exportăm noi în Uniunea Europeană, ce exportăm în Uniunea Europeană, acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, de fapt ne aduce un campion necunoscut, industria mobilă. Industria mobilă care nu intra în primii 10, acum 10 ani zile în urmă, în prezent ea este, cum să spun, în top 5. Este a patra ca pondere în exportul nostru în Uniunea Europeană. Promit că voi face o analiză specială pe tot ce înseamnă exportul de mobilă a Republicii Moldova. Din câte observăm noi, ea este destul de mult, vorbim de peste 200 de milioane de dolari anual, ceea ce după mine este o performanță, cum să vă spun eu, de ignorat. Restul deja sunt cam ceea ce am avut noi, cu încălțămintea. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, dar după mine, surpriza analizei pe Uniunea Europeană este industria mobilă. Când vorbim de Uniunea Europeană, ce avem noi în vedere? Uniunea Europeană este formată din 28 de state, noi exportăm în toate aceste state, dar după cum bănuiți, cel mai mult totuși este o anumită țară. Topul exporturilor noastre în Uniunea Europeană, 44%, 4 din 10 dolari pe care noi câștigăm în Uniunea Europeană este România. Deci România este detașat cel mai mare partener al Republicii Moldova în Uniunea Europeană. De fapt, când vorbim relația cu Uniunea Europeană, în primul rând vorbim despre relația cu România. Pe locul 2 este Italia, care tradițional a fost cu aproximativ 14%, aici fiți atenți, am luat medie pe ultimii 5 ani de zile, urmează Germania cu 12%, Polonia 5,7%. Restul țărilor deja cu mult mai puțin. Deci, practic, primele 3 țări nouă ne asigură 70% din toate exporturile Republicii Moldova Uniunea Europeană. Ce importăm noi din Uniunea Europeană? Pe primul loc este mașini și echipamente, 25%, manufactură sau bunurile de larg consum, 18%, producția industriei chimice, inclusiv farmaceutică, 18%, produse alimentare, băuturi și producția agricolă, 17%, combustibil, 15,8%, alte produse, practic, mic. 5 poziții este tot importul nostru, după cum vă dați bine seama, cel mai mult, totuși, noi importăm din România. Și ultima. Nu am putut să ignor încă un lucru când vorbim de Uniunea Europeană, totuși asta este Republica Moldova și nu partea dreaptă a Nistrului. Noi mai avem și stânga Nistrului, care foarte multă lume eronat crede că comerțul lor extern este legat de comerțul cu CSU. Aici trebuie să vă aduc o mică corecție. Stânga Nistrului are fix aceeași relație cu CSU ca și noi. Practic, stânga Nistrului, volumul lor de export în CSI acum scade vertiginos, mai este Ucraina cu o cotă destul de puternică, dar CSI-ul practic a dispărut.
Când vorbim de stânga Nistrului, am luat iarăși pe ultimii câțiva ani de zile datele și dumneavoastră le vedeți, eu am exclus partea dreapta Nistrului. Cel mai mult companiile din stânga Nistrului vând în dreapta Nistrului. Dacă excludem dreapta Nistrului, deoarece aici nu sunt exporturi, dar sunt vânzări pur și simplu pe teritoriul Republicii Moldova, care se vând nu în valută, dar în lei moldovenești, observăm că exporturile în Uniunea Europeană din stânga Nistrului sunt aproape de 50%. Deci, mai mult sau mai puțin, stânga Nistrului exportă în Uniunea Europeană cam tot atâta cât exportăm și noi. Mai mult ca atâta, dacă luăm și Republica Moldova, includem aici, atunci vom constata că 70% din tot ce vând companiile din stânga Nistrului sunt vândute pe piața din Republica Moldova și din Uniunea Europeană. Cu CSI-ul stânga Nistrului doar le mai rămân emoții, soldații care stau acolo și cam pe aici ne-au oprit. Noi nu avem posibilitatea să facem o analiză unde se odihnesc cei din stânga Nistrului, dar îmi permit să presupun că se odihnesc aproximativ unde se odihnesc și fraților din dreapta Nistrului, în Uniunea Europeană, și presupun că numărul lor care se odihnesc în CSI nu este 400 ca la noi, poate 1000 sau poate ceva mai mult. De aceea, cel puțin economic, atât stânga Nistrului cât și dreapta Nistrului, suntem pe deplin integrați în economia europeană, suntem pe deplin familiarizați cu piața europeană și pentru noi piața europeană este piața noastră de acasă, unde merg marea majoritate a produselor noastre. Vă mulțumesc și până data viitoare, cum vom discuta alte subiecte importante și de interes pentru economia noastră.